Bună, bună! Gătim cu plăcere din plăcere, atunci să o facem. Vreau să fac un cozonac, dar o să-l fac în formă rotundă, da? Și am nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă. Am nevoie de un zahăr de vanilie, un zahăr vanilat, un pic de esență de vanilie, foaja de la o portocală și o lămâie, patru galbenușuri, de zahăr, șaptezeci de unt topit și răcit și 400 de lapte. Lapte călduț. O să pun și un praf de sare. Să le amestec foarte puțin și făină câtă cere. Pentru la urmă am nici 50 de ulei, da? Și o să fac totul la robot. Îl amestecăm puțin. Eu o să pun prima oară jumătate din făină și după vă spun precis câtă făină mi-a intrat mie la aceste la această cantitate de lichide. Da? Deci o să pun la robot. A intrat tot kilogramul de făină. Deci l-am amestecat vreo 2 minute pe viteză medie. Și după l-am pus pe maxim, deci cam 5 minute îl faceți la robot. Da? Acum ați văzut că am pus un pic de ulei în un castron. Și pun și deasupra un pic, îl mai amestec un pic, un tot, un pic așa. Deci nu mai mult de 50 de mililitri. Și după îl las adospit până își dublează volumul. Eu o să-l umplu cu Nutella și nucă. Deci, uitați-vă. Vedeți? Super! Deci o să-l umplu cu Nutella și nucă. Am 300 de nucă. Am un borcan de Nutella, esență de rom și două zahăr vanilat. Două plicuri de zahăr vanilat. Puteți să-l faceți cu ce umplutură doriți. Eu acum o să-l fac cu Nutella și, cum v-am spus, nucă măcinată. Nutella o să întind, o foaie. După o să pun Nutella, nucă, zahăr vanilat și esență de rom. Da? Nu o să-l fac cu cacao și cum... Deci acum schimb un pic. Da? Acum îl lăsăm la dospit până își dublează volumul. L-am lăsat 30 de minute să-și mărească, să-și dubleze volumul. Nu mai mult. Își dublează volumul și după, acum îl întind, îi dăm formă și după îl mai lăsăm la dospit în formă. Acum o să-l întind, o să iau o bucată, vreau să-i dau diferite forme, da? Deci eu am măsurat tava mea și vreau să-l întind exact cât
lungimea la tavă, da? Să vină cu un cerc de jur împrejur. Cuptor preîncălzit la 180 de grade. Puneți ulei pe blat de lucru. La mine e spațiu cam puțin pe aici. Deci o să-l întind. Deci l-am întins. Acum o să pun Nutella. Deci am un borcan de Nutella. După vin și pun nucă. Deci întind foarte bine și Nutella. Deci am întins pe, până mai mult de jumătate pe aluat, da? Dacă faceți odată această rețetă, este deliciu, deliciu. Acum pun zahăr vanilat. Și viu și stropesc cu rom. Și ne apucăm și rulăm. Dar întâi trebuie să tai. Să tai aici. Asta la altă parte, să-i dăm și o formă frumoasă. Și o tai așa. Și venim și rulăm.
Acum, dumneavoastră, măsurați în funcție de tavă. Da? Deci, așa. Îl punem în tavă. Da? Și acum facem ceva și pe mijloc, tot așa întind și pun în mijloc să-l umplu. Tot așa și aici. Am pus Nutella. Acum o să pun nucă. Și o să-l rulez și îl pun în mijloc. Și acum îl mai lăsăm 20-25 de minute în tavă să dospească. Și după îl dăm cu gălbenuș de ou și lapte bătut, cuptor preîncălzit la 180 de grade. Pentru 35-40 de minute. Da? Deci aceeași. Și acum îl punem frumos în mijloc. Și lăsăm la dospit. L-am dat cu ou bătut și lapte deasupra. Deci am bătut gălbenușul de ou, nu ou întreg. Gălbenușul de ou cu lapte. L-am dat deasupra, cuptor preîncălzit la 180 de grade, pentru 30-35 de minute, depinde de cuptor. Puteți să-l ornați cu ce doriți. Eu o să pun un pic de nucă, ce doriți, ce vă place. Deci a stat la cuptor 40 de minute. Acum depinde de cuptor, dar până aveți această culoare. Da? Deci, dacă aveți gusturile mele, încercați rețeta, nu o să regretați. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Toate cele bune, o seară plăcută și încercați rețeta, nu o să regretați. Este un deliciu. Vă pup!